Vă salut, dragii mei, sunt Ovidiu de la Club Whisky Iași. Bine v-am regăsit la o nouă filmare în care vreau să vă povestesc despre femeile remarcabile din istoria whisky-ului. Doamnele despre care vreau să vă povestesc astăzi, poate ar fi trebuit să o fac în primul episod, căci din punct de vedere calendaristic, ele au activat cu un secol înaintea cele despre care am vorbit în prima noastră filmare. Acum este vorba de secolul 19 și este vorba despre doamnele Helen și Elizabeth Cumming de la distileria Cardew. Cardew înseamnă Black Rock, stâncă neagră, una dintre primele distilerii înființate în regiunea Speyside după promulgarea Excise Act din 1823, Cardew fiind înființată în 1824. Dar povestea noastră începe mai devreme, în 1911, când Helen, din păcate nu am găsit o imagine cu doamna Helen Cumming, în vârstă de 34 de ani, și soțul ei, John, au închiriat o mică fermă pe dealul Manoch, deasupra râului Spey, din Scoția. Și-au denumit noua lor casă Cardew, și cam mulți dintre vecinii lor au înființat o distilerie ilegală. Din 1813, înregistrările locale arată că John Cumming era preocupat să aibă grijă de terenurile agricole, în timp ce soția sa, Helen, era ocupată să conducă gospodăria și să distileze whisky-ul. Pun o fotografie cu imaginea unei gospodine de la acea perioadă. Presupunem că așa arăta și doamna Helen Cumming. Înregistrările arată că în 1816 John Cumming a fost condamnat de 3 ori pentru distilare ilegală, privată, la acea vreme, dar în mod clar se pare că Helen era cea care se ocupa de vasele de distilare, de alambicuri, și n-a reușit să-i păcălească pe cei care colectau taxele. Potrivit unor mențiuni din enciclopedia distileriilor britanice, realizate de Alfred Barnard, publicată în 1893, privitor la călătoria sa din Scoția, Anglia și Irlanda între 1885 și 1887, doamna Helen era un personaj remarcabil și o femeie cu foarte multe resurse. După spusele lui Barnard, poseda energia și curajul unui bărbat, iar în metodele sale de a se eschiva de la plata taxelor, niciun bărbat sau femeie din zonă nu puteau concura. Într-un cuvânt, era destul de pricepută în a-și ascunde distileria de vizitele autorităților. A fost un personaj foarte cunoscut și foarte renumit în zonă și poveștile spun că atunci când Helen urma să primească vizita unor verificatori și încasatori de taxe, ea obișnuia să ridice un steag roșu sau să întindă rufele sau să-și trimită băieții pentru a avertiza și vecinii despre viitoarea vizită a celor care veneau să verifice. Apoi invita echipele, îi îmbia cu mâncare și băutură și aceștia rămâneau până a doua zi. În acest fel, protejându-și vecinii care aveau timp să-și pună la adăpost distilatele. Alte povești spun că ea uneori mergea pe jos până la Elgin, circa 20 de mile, 35 de kilometri aproximativ distanță, cu whisky ascunse în recipiente sub fuste pentru a le vinde consumatorilor. Calitatea distilatelor sale a fost recunoscută încă de la bun început, astfel încât după promulgarea Excise Act și înființarea mai multor distilerii în zonă, ca de exemplu Glenlivet, dar și multe altele, care și-au adăugat
denumirea Glenlivet pe lângă numele distileriei pentru a profita de renumele acesteia. Cardew a fost una dintre distileriile care nu a utilizat această mică șmecherie, ea având deja un renume câștigat de-a lungul timpului prin calitatea distilatelor sale. John Cumming a murit în 1846, lăsând ferma, distileria, fiului său, Lewis. Soția sa, Helen, i-a supraviețuit încă 39 de ani, ajungând la o vârstă incredibilă de 98 de ani. Și nu numai că a fost lucidă până spre sfârșitul vieții, a avut 8 copii și 56 de nepoți. După ea, cea care a rămas în fapt la conducerea destileriei, alături de soțul său, Lewis, a fost nora doamnei Helen, numită Elizabeth. După cum spune iarăși Alfred Barnard, producția Cardew a crescut de la 240 de galoane pe săptămână la peste 500. Facem o socoteală, un galon circa 3,8 litri. Elizabeth și Lewis au făcut o echipă foarte bună și au reușit să crească producția și vânzarea distileriei, să-și satisfacă cererea din ce în ce mai mare. Afacerea a mers foarte bine, ei fiind nevoiți să angajeze încă mulți oameni care să-i ajute la treburile distileriei. Din păcate, Lewis a murit prematur în 1872, iar soția sa, Elizabeth, avea 45 de ani pe atunci, a fost cea care a preluat conducerea distileriei. Apoi, în 1890, ea și-a înregistrat whisky-ul sub marca comercială Cardew, adică Black Rock, adică stâncă neagră. Sub conducerea lui Elizabeth, producția a crescut în mod constant, dar în 1884 a constatat că nu mai poate satisface cererea pentru distilatele sale. Atunci a mai cumpărat o suprafață de teren și a mutat distileria în noile clădiri construite, pe care le-a numit pur și simplu New Cardew. Clădirea veche a fost vândută unei distilerii nou înființate denumită Glenfiddich. Noua distilerie, New Cardew, avea o capacitate de 3 ori mai mare decât vechiul sediu și din nou afacerile au crescut. Iarăși, potrivit lui Alfred Barnard, doamnei Elizabeth Lewis Cumming, care a condus personal afacerea timp de aproape 17 ani, îi se datorează succesul continuu al distileriei. Și, în opinia mea, din punct de vedere contabil și al producției, doamna Cardew nu are, în ceea ce privește sexul feminin, vreun egal în această țară. Am încheiat citatul. În 1896 a existat o cerere de cumpărare a distileriei Cardew din partea Distillers Company Limited, care a fost refuzată categoric. Însă, 7 ani mai târziu, starea de spirit a doamnei Elizabeth s-a schimbat, pentru că fiul ei cel mai mare, denumit tot Lewis, a murit, astfel încât al doilea fiu, John Fleetwood Cumming, a fost forțat să renunțe la studiile medicale din Aberdeen și să revină pentru a prelua conducerea distileriei. La acea vreme, cea mai mare a producției distileriei Cardew era vândut către un îmbuteliator numit Alexander Walker de la firma John Walker & Son. La finalul secolului XIX, distileria a fost cumpărată, acceptând o ofertă din partea acestei firme, în luna septembrie 1893. Suma tranzacției a fost de 20.500 de lire sterline, excluzând stocurile, plus 100 de acțiuni în compania John Walker, în valoare de 5.000 de lire sterline, și un loc în Consiliul de Administrație pentru fiul său, John, cu un salariu de 200 de lire sterline. După vânzarea Cardew, însă Elizabeth a avut grijă de asemenea ca toți lucrătorii de la distilerie să-și păstreze slujbele după preluare, și să înlesnească
aducerea electricității în zonă, fiind una dintre primele distilerii care au beneficiat de electricitate. Un an mai târziu, în 1894, Elizabeth, din păcate, moare, dar lăsând familiei o moștenire extraordinară și nouă astăzi numele Cardew și în onoarea ei toate cutiile distileriei Cardew poartă o femeie care flutură un steag. Aceasta a fost povestea doamnelor Helen și Elizabeth Cumming de la distileria Cardew. Vă invit să urmăriți și filmările viitoare în care vom povesti despre alte femei remarcabile din industria whisky-ului. De la Iași, de la Club Whisky Iași, Ovidiu vă salut cu drag!